am să invit în față pe trei dintre colegii mei, pentru că avem și noi niște cadouri pentru familii. Haideți, haideți! O să o las pe Cristiana să vă spună două vorbe despre ce a însemnat acest proiect și după aceea pe fiecare despre gândurile lui și ce cadouri v-am pregătit noi. Bună ziua și bine v-am regăsit! Cristiana este numele meu. Sunt unul dintre voluntarii care au participat la construirea acestei case. Vreau să vă arăt aici, în această imagine, sunt mânuțele noastre. Fiecare dintre cei 250 de colegi care au pus mâinile la a ajuta ca visul dumneavoastră să se îndeplinească și eu sunt aici doar să vă mulțumesc că ne-ați dat această ocazie. Nu au putut veni toți aici, toți 250, însă pe rând, în echipe de câte 5 au participat la construirea acestor case și sunt aici reprezentați toți, vă salut din partea lor. Și de asemenea am pregătit câte un cadou pentru fiecare familie ca amintire și ca simbol al nostru și anume amprentele noastre pe câte un tablou și aș dori să vă invit aici pe fiecare copil din familiile dumneavoastră ca să înmânăm tablou cu care să pe care să-l poziționați la dumneavoastră în casa nouă. E cadou de casă nouă. Cu mare, mare drag. Și al treilea tablou pentru a treia familie. Un tablou roșu. Și în felul acesta și generația tânără efectiv va lua parte cu un mic simbol și vor deveni și ei la rândul lor voluntari pentru noua generație și ne facem mare plăcere să fim aici și să facem cel mai bun lucru, să ne ajutăm aproapele și să ajutăm oamenii. Mulțumesc frumos! Bună seara, bună ziua! Scuze! Bună ziua, numele meu este Daniel Mănăilă, fac parte din compania Reve. Mă bucur tare mult că suntem cu toții aici și am venit să susținem aceste minunate familii la inaugurarea casei lor. Cu ceilalți colegi am vorbit și după terminarea team building-ului. Nu am fost eu prea multe team building-uri la viața mea, dar am realizat că acesta a fost cel mai de amploare la care efectiv am lucrat, am colaborat, am schimbat experiențe și am realizat ceva palpabil. Dacă până acum nu am construit o casă de la A la Z, am pus și eu un puzzle la construirea acestei minunate case. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua! Eu sunt un voluntar care face parte din, sau care a făcut parte din echipa Reve România și sper să mai facem parte din acest voluntariat. Pentru mine, experiența construirii casei a fost extraordinară. Sper ca familiile care primesc astăzi cheile să simtă toată energia pozitivă pe care am simțit-o noi atunci când am venit să construim. Pentru mine, team building-ul acesta a fost prea scurt, trebuia prelungit. Sper să avem experiența aceasta și la anul. Și mă bucur că sunt aici. Mi-am dorit să fiu aici din prima zi în care am venit să participăm. Mulțumesc! Da. Mulțumesc mult pentru gânduri. Și o să vă rog să mă ajutați și să înmânăm și celelalte cadouri cu câteva produse pe care noi le regăsiți în magazinele noastre și pe care le-am pregătit pentru fiecare familie. Mai departe o să trecem să facem ceea ce se face la fiecare casă nouă, adică o să binecuvântăm fiecare din această casă.
fiecare spațiu locativ și am să-l invit pe părintele Nistor Dragoș ca împreună cu familia să intre în casă și să facă această binecuvântare.